necesară, toată lumea să fie prezentă la căminul coltoral, unde se va întâmpla mare bal mare. Am adus seterași de la Cluj. Apropo de prețuri, eu dacă mă duc și cumpăr un vin scump, eu mă pricep, da? Dar, nu știu, mă duc să cumpăr un vin scump, adică, să zic, mă influențează prețul, da? Vreau să iau un vin bun și atunci e unul scump. Îmi garantează că este un vin bun. Legătura între calitate și preț la vinul nu există nicăieri în lume, dar în România dezechilibrul este mult mai mare ca în alte țări. Adică nu neapărat un vin scump e și bun? Sunt nicio formă. De unde am pornit cu scrisul? Mă duceam, mi s-a întâmplat același lucru, mă duceam în fața, la început, în fața rafturilor supermarketului, exact. Care era prețul, eram dispus să dau o sumă, nu știu, 30 de lei pe 100 de vin, nu știam ce să aleg, erau probabil 100 de sticle. Exact, și am început, nu știi le-am luat la rând, le-am băut pe fiecare. Am început să le fac niște asta, vin. Așa e tehnica, le iei la rând și le bei pe toate. În vinul, tot timpul practica e cea mai importantă. E frumos să faci un curs, e frumos să citești cărțile de vin, o să înveți foarte multă geografie. Până nu le bei pe toate, nu te transpui acolo să înțelegi ce a vrut omul ăla să facă din zona respectivă, care țara, care și zone. Acest teroar, un pic greu de înțeles în România, care o cuprinde atât caracteristice petroclimatice, mă refer la climă, la cât de aproape e un râu, o mare, oceanul. Deci absolut tot influențează, da? Sigur. Poate mi-ar plăcea pentru o evoluție superioară să vedem un climat mai mare a producătorului român către export. O deschidere mai mare către concursuri internaționale. Sunt câțiva producători care excelează deja. Contează medaliile internaționale? Părerea ta personală. Deci, părerea mea personală. Ar trebui să subliniem că tot ceea ce spui tu este punctul tău de vedere. S-ar putea eu să rezonez sau altcineva sau nu. Deci asta, dar asta este părerea ta. Consider că după criteriul preț, în momentul în care ne-am hotărât la un buget pe care vrem să-l acum, prin timpul să devin, cred că este recomandarea cuiva. Ori mai sigur ca o medalie pusă acolo, ca un vin care a fost pus într-un recomandată concurs. De un specialist, să zic așa. Sigur. De niște oameni care s-au adunat într-o zi și au vrut să vadă care e cel mai bun Sauvignon Blanc. Eu organizez în fiecare an Mr. Sauvignon Blanc. Da. Au fost, nu știu, 60 de probe. Sunt oameni care vin din industria de food, din industria de vin, din... Sunt somelieri, sunt consumatori pasionați. Oameni cu experiență, să zicem așa, în a bea vin. Să fac niște ierarhii, ele sigur că sunt relative, poate că peste un an vor fi altele, la alt concurs sunt altele, dar... Clar, depinde și de gustul fiecăruia, în urmă ori, dar... Eu îl consider cel mai important. Asta e. Cel mai important, te duci și vezi, acest vin a luat o medalie sau o mare medalie de aur în cazul foarte rare la Bruxelles. Apropo că anul ăsta am spart niște bariere pe care așteptam de mult, dar nu apăreau confirmările. Există două vinuri românești care în premieră au luat niște medalii spectaculoase. Unde, la Bruxelles? La Bruxelles s-a luat mare medalie, a doua oară, s-a mai luat o dată cu 2 ani, deci e deja o confirmat. Câteodată se întâmplă odată în lume. Și la cel mai important concurs din lume, la Decanter, s-a luat un nou, de către același lucru. Ce fabulos! Deci în acum când mă duc, caut să văd cine are medalie de la Decanter, da, nu? Da, okay. Da, au la Decanter. Cu părere de rău, acest vin deja nu mai există, s-a epuizat în câteva luni, deci... Okay. Da, producătorul există. Încă o dovadă că medalia a vândut, ziua dispărută, a fost stat americană. S-a întors azi noapte de la Basarabia, acum o săptămână din Toscana. Spune-ne ce ai văzut pe acolo și într-o parte și în alta. A fost o comparație, câți ani lumină între noi și italieni. Între noi și italienii există mulți ani lumină, sper să văd și la noi o aplicare mai mare spre detalii, așa cum o fac ei. Un vin bun la este... ce producători ai fost? Am fost la probabil cei mai titrați producători italieni din zona Bolgherii, care au fost așa un fel de... au fost niște partizani, au făcut o revoluție în zonă. Statul nu a vrut să le acorde DOC, ei au mers pe simpla denumire vin de masă, dar... Mm-hmm. Au reușit să facă niște vinuri excepționale de talie mondială. Aceste vinuri, 100... de masă, vinuri de masă de talie mondială. Vinuri de masă de 100 de puncte fac. Adică au fost niște vinuri perfecte. Și, și ca prețuri cam cum sunt? Prețurile pentru niște vinuri perfecte, eu zic că sunt rezonabile chiar aduse în România. Sunt, cred că le-am văzut la niște magazine în zona Floreasca, undeva la 150 de euro, care mi se pare că
rezonabil pentru un vin de 100 de puncte. Mai mult decât atât, am văzut niște modele de business impresionante. În 1980, în burgeri erau niște mlaștini și niște zbârcuri din astea, numai cu mistreți și cu... Deci nu puteai să intri nici cu piciorul acolo. Și în câțiva ani au dat vinuri perfect. Au asanat, au tras câteva canale. S-au făcut, zona a rămas mică. Deci în 1200. Anii 80, nu acum 100-200 de ani, știi că de obicei, crama noastră e de 200 de ani. Tot timpul s-a făcut comparație între acest New Wave, zona bulgherii, și cei cu tradiția, Antinorii Frescobaldi, care au Antinoris la a 26-a generație, au atestat documentare 1100 și ceva, că făceau vin. Au reușit să ajungă din urmă numai 30 de ani. Dacă mă la vinul românesc, la cât de mult a fost ajutat de fondurile de afară, așteptările ar fi un pic mai mari. Ar fi trebuit să fim un pic mai în față. Deci că e ciudat să te auzi din asta cu fondurile de afară, din românesc a fost ajutat de fondurile de afară. Prea ne așteptăm la așa și ceva. Și de ce totuși nu? Pentru că am avut o competiție internă. Din cauza acestei... Pentru că acolo erau ăștia vechi care... Așa, și ăștia alții mai mici au vrut să ajungă la înălțimea. Păi când la noi... Italia e cel mai mare consumator, producător din lume, de vreo 2-3 ani a depășit Franța, la, ca valoare, nu, cantitativ. Da. Se face vin de sus până jos, nu există nicio, cum să spun, nicio zonă în care să nu faci vin în Italia. La noi azi o să împărțit în Cornac, în Givei, și așa mai departe. Clar, da, da. Nu e permanent o vie așa, sunt zone în care nu se poate face, în ciuda încercărilor. De lângă Giurgiu, ale vechiului regim. Da, da, acolo unde se poate face, ar trebui să se facă. Ar trebui să se facă. Mi-ar plăcea să văd o ambiție a producătorilor mari, în primul rând, să aibă niște vinuri de top. Și nu numai, au început să le marketeze bine, au început să înțeleagă că e important ca această etichetă să nu fie făcută de copilul tău care e în clasa 10. Iar pe partea de marketing nu e cazul să-l conducă vărul de la Pogoane, de la Michelea. De la Iase. Da, au început să vadă prin astea cât de importantă e agenția, un om cu experiență, un profesionist în a prova ceva. Calitatea, zic eu că, sper eu că va urma. Și mă refer la producătorii mari. Am pus banca peste 1000 de hectare, de la care sper eu și cred eu că se pot face niște vinuri excepționale. Dar răsuflarea Basara Benilor o simțim în ceafă? Din ce în ce mai mult. Mă bucură până la urmă că sunt diagnostic. Clar. Am fost și acum 2 ani, din păcate anul trecut festivalul Zilele Vinului Moldovenii nu s-a ținut din motive politice. Da. Este impresionant. Față de acum 2 ani, cum se pare? Diferențe fantastice. În primul rând, o organizare perfectă. Puteai să faci excursii la absolut toate cramele, autocare. La noi, niște la noi nu e așa ceva, nu? Nu, în primul rând, nu există o coeziune între producători. Există un mic exemplu în zona Drăgășani. Dar eu nu văd niște rezultate excepționale. Cred că ar trebui o coeziune la nivel național, inclusiv la prezentarea brandului de țară afară, la toate târgurile unde fiecare se duce și își pune un carton albastru, un verde. Da. Vinul moldovez nu s-a mai putut exporta. Rusia și-au refuzat să-l mai cumpere la un moment dat. Ceea ce, cum spunea un... A fost o șansă, cred că, pentru noi ca și consumatori, dar o neșansă pentru producătorii români de vin. Deocamdată amenințarea nu este reală. Deocamdată. Au venit producători de calitate, producători mici. Ceea ce am văzut acum și când de vorbă cu producătorii mari este că deja ei sunt la pasul, ne-am făcut firma în România. Urmează să avem niște producători de 1000 de hectare ale căror vin le vom vedea aparatul de român. Raportul calitate-preț este impresionant. Impresionant, probabil că vom avea vin de 20 de lei la echivalentul unor vinuri care provenind din România, care sunt dubi. Da. O să fie o... Bine, consumatorul va avea de câștigat, va avea de unde să aleagă. Comerciantul la rândul lui nu va mai sta în cele 10, 15, 100 de etichete celebre care sunt în România. Va avea posibilitatea, este o mare... discuție. Și în același timp și patriot, că ia tot un vin românesc. Sigur. Adică nu mai e chestia, domnule, vreau să beau un vin românesc, mai bun, mai nebun, dar românesc. Sigur, iar vinul moldovenesc ca sintagmă este un brand foarte apreciat în România. Da. Vinul moldovenesc e văzut ca ceva de, ca fiind ceva de calitate. Da. Toată lumea l-a apreciat. Am mai văzut în Moldova, în afară de creșterea asta a calității, deci față de acum 2 ani e o diferență de la cer la pământ. Gândiți-vă că ei n-au avut parte de o infuzie din asta de fonduri, vrei, nu vrei, 200 de milioane de euro în capul tău. Și au făcut prin muncă, 25% din populație este implicată într-un fel sau altul în producția de vin.
depinde asta. E important pentru ei. Și ei beau foarte mult ca și noi. Slavă Domnului. Suprafața e mare. Noi avem 200.000 de hectare din care pe piață, din care nici măcar jumătate nu sunt fiscalizate. Ei au 150.000 care 110 sunt fiscalizate. Adică lucrurile stau un pic altfel. Din anumite puncte de vedere au început să ne întreacă. Sunt câțiva parametri. Am văzut un producător, am fost, se numește Castel Mimi, un fost guvernator al Băncii Naționale și guvernator al România. De acolo, nu, guvernatorul Băncii Naționale al României. România, asta exact, am menționat. A murit în 1935, parcă. Da, pe vremea când Basarabia era în România mare. Era unde e locul. Da. Și s-a refăcut castelul și domeniul, e ceva impresionant. În România deocamdată nu este o investiție de acest nivel. Tot așa, cu atenție la detalii incredibilă, ziceam și despre Italia. Sunt... Dar cine a dezvoltat? Moștenitorii, statul basarabian, cine? În Moldova, nu, acolo, la mine. Astea sunt tabu deocamdată. Există așa o teamă să pronunți cifre, cine... Da, ai cui sunt bani, e o reminiscență din păcate. Nu este. Dacă te duci într-un restaurant și întrebi al cui e restaurant? În urmă, dacă, să zicem, dacă spune al cui este, dacă te interesezi la registrul comerțului, și zici, și ce afacere mai are din dânsul? Nu știu, nu. Chestia e că de multe ori oamenii aia chiar sunt cunoscuți, că sunt din construcții, dar personalul are chestia asta, pentru că au lucrat în mai multe locuri unde nu au avut voie să spună. E cam așa este. Da. Ok, nu suntem de la undeva. Sau ce investiție ați făcut? Da. Ce mi-a mai plăcut, ce cred eu că ar avea un efect incredibil pentru noi este să dezvoltăm o școală de vin, sau măcar să avem deschiderea să mergem să facem niște școli, să ne ducem să facem niște școli de vin afară. Din păcate, ceea ce se învață în momentul ăsta sunt niște lucruri depășite. Sunt niște lucruri care nu îți dau, sunt bazate mai mult pe partea de agricultură. Poți să ajungi un inginer agronom foarte bun din Facultatea de Agronomie din București. Dar să știi să faci vine cu totul altceva. Câțiva, și apoi să-l și vinzi. Câțiva enologi tineri din România au avut șansa să participe, să facă doar un master de un an de afară. După acest master, rezultatele lor au fost impresionante. Impresionant. Deci numai după un an de studiu în străinătate. Au reușit să facă niște vârfuri, niște, nu știu, cea mai bună muzeacă de bohotin. Acest, da, un exemplu. Această controversată băutură muzeacă de bohotin, că multe nu erau vin. Da. Au reușit să facă o fetească neagră impresionată, poate cea mai bună din ultimii 15 ani. Doar atât, trebuie să fim un pic mai deschis, să-ți dăm șansa. Și să vrem să învățăm. Există, da, sigur. Există teama asta că califici un om sau niște oameni și ei se duc în cealaltă parte. Dar pleacă hai tot, să facem în piață. Cu toții, că pleacă tot în piață, tot aici sigur. Pleacă. Adică, deci tot în piața asta. Exact. E și chestia aia, și dacă nu o să pleci și tu nu-l califici. Exact, și-l ții așa. Și-l ții așa și ca o piatră de moară, nu? Deci încotro ne duce? Unde vă vedeți, mai unde, bine, unde vă vedeți peste 5 ani? Știi că e întrebarea. Unde vezi vinul românesc pentru peste 5 ani? Deschiderea... În contextul ăsta, că vin și moldovenii... Deschiderea către vestul primul rând și de ce nu către estul pe partea asta cu Moldova. Știu oameni care de la viitoare o să aducă vin Georgia. Multe feluri. Vin Georgia? Da, pe acolo s-a născut, acolo s-a născut vinul, se, se pare. Vin, da? Da, așa se spune, da. Sunt asta împreună cu, ce să zic, poate o școală de vin, niște oameni care vin din urmă și eu sper că în 5 ani schimb lucrurile mai bine. Nu se poate să nu. Avem acces foarte ușor la vin din Chile, la vin din Argentina, la vinuri, la cu partea acești, cealaltă a globului. Da, acest, așa zis și componența ei New World, care au venit din urmă, au făcut vinuri stil diferit, Noua Zeelandă, Argentina, Chile și așa mai departe. Și au văzut ce sunt credibil. Sunt două ture. Au vânzări... Au vrut să facă, au vrut să meargă toți în aceeași direcție. Nu trebuie să ne ținem de mână, nu trebuie să bem împreună la Crăciun. Sigur, da. Putem să facem asta într-un mod profesionist. Dar și din partea statelor a existat un mic ajutor când a fost nevoie. Nu neapărat financiar. Mai mult ca o coagulare, ca o coordonare, ca o definire a direcției. Ar trebui să fie rolul statului necentralizat.
să dea niște direcții, nu să oblige. Moldova așa a reușit. Moldova încasează pentru fiecare sticlă de vin vândută o mică taxă acciză. Care este folosită probabil chiar pentru vin. Promovarea vinului moldovenesc este grea. Iei bani pentru șosele și faci, nu știu, suflete, vile. Faci vile pentru... Da, din rovinetă fac... Vilele celor care le colectează. Nu vile... Da. Păi ce să spun? Mie... Poftă bună de viață. Și să ne vedem sănătoși peste 5 ani, să vedem ce am mai făcut din România. Și berbecuțiu cu și berbecuțiu cu vă. Poftă bună de viață. Salut, Marius. Salut, Costin. Ne revedem din nou. Marius Ghilezan, Andreea. Marius Ghilezan, fost jurnalist la România Liberă, nu? Mai scrii la ei? Da, mai scriu. Acum ești corespondent sau colaborator. Colaborator, editorialist. Așa. Ai ce bloguri ai? Buchiseala. Buchiseala.ro. Cum se scrie? Buchiseala.ro. Buchiseala cum se aude, pe e-book-uri. Ah, deci și Buchiseala. Da, happymed.tv și mariusghilezan.ro. Deci în principal scrii pe mariusghilezan.ro, nu? Da. Opiniile tale? Nu, direct pe Facebook. Asta da, aici suntem toți scriitori. Marius este din Timișoara, nu? Da. Bănățean. De unde este și apa noastră de astăzi, pe care o bem. Apă cu aur și argint, la Timișoara. Și împreună cu Marius bem vârful de gamă de la Vinarte, Soare, un Cabernet Sauvignon. Și o să mâncăm niște papanași. El mi-a făcut deja o reclamație, că a zis că dacă vorbim cumva despre curtea regală, despre monarhie, nu trebuia să mâncăm papanași, că acolo nu se mănâncă papanași. Ăștia sunt chiar niște papanași regali, chiar imperiali. Așa? Și să spun și povestea papanașilor, de ce sunt trei, că am promis asta la începutul emisiunii. A venit aici o doamnă odată și a spus că porția de papanaș de aici este mai mică decât în alte părți. Și a auzit patronul, deci Andrei Oprescu, și a spus: doamnă, uitați încă un papanaș din partea noastră, să știți că porția nu este mai mică, așa este peste tot, încă un papanaș din partea noastră, așa, și de acum încolo, porția de papanaș la Casa Oprescu va fi de 3 papanași cu același preț de la, ca la 2, ca până acum. Adică asta este o porție. Aceasta este o porție pentru o persoană. Și de aici se trage numele restaurantului Casa Oprescu, restaurantul celor 3 papanași. Andreea, dacă poți tu să-l ajuți pe mușafirul nostru. Aici să fie distracție. Păi tocmai de asta te-am rugat pe tine, că, nu? Ca să fie distracție, nu? Pentru că eu le pun sigur. Să pună doar Andreea. Măcar avem o scuză. Că ea e mai... Măcar eram blondă, da. Da, tocmai asta e... Nu știam că se zice la 3 papanași la Casa Oprescu. Da, restaurantul celor 3 papanași. Îți pun și ție, Costin? Nu. Și dacă vii singur, ție, ce faci? Te descurci. Te lupți. Poți să iei la pachet. Apropo, poți să iei la pachet, nici fără nicio problemă. Mi-au dulce, că mi-e place așa să fie cu multă dulceață. Gata, nu. Ei, dar ce? Bine te-am găsit. Stai așa, stai să termine și Andreea, ca să... Andreea se luptă acum. Marius, tu ești un monarhist înfocat, din câte știu eu, nu? Așa se pare. Așa se... Sau așa este, e? Așa este. Spune-mi, de ce? De unde ți se trage ție patima asta pentru... Acum, uite, Caterina și Andreea, hai să dăm noroc. Bine ai venit la noi, Marius. Trăiască regele. Trăiască regele, bine ai venit la noi, poftă bună de viață. La vârsta de 4 ani, așa, am descoperit că bunica purta un pandantiv. Și tot o întrebam cine este bărbatul din pandantivul respectiv. Uite, și mai bine, nu mi-a spus cine e, doar că istoria e încărcată de personalitatea lui. Cert este că înainte de a muri... Era în perioada comuniștilor și... Exact, în anii 70, ca să nu spui vreo prostie pe undeva. Să nu zic la școală. Da. Și înainte de a muri mi-a zis să am grijă când va fi mormântată să îi punem acel pandantiv la piept
și i-am adus aminte mamei, iar după mormântarea bunicii am descoperit poze similare în podul casei și am zis acolo scrie Regele Mihai. Și atunci mama mea a explicat, fiind profesoară de istorie, cine a fost deci regele, mama ta chiar profesoară de istorie a fost. Cine a fost regele și cum bunicul meu a slujit la târnosirea catedralei de către rege în 1946, în octombrie 46. Deci după venirea comuniștilor cumva. Nu, deci exact, în 46 la Timișoara. În martie 45 deja era guvernul Petru Groen. Și atunci mi s-a spus, nu e bine să spui la școală. Da, atunci s-a spus clar. După 90, pentru că toți suntem la masă, domnul Căposu m-a trimis cu un mesaj la Versoia, la majestatea sa. Stai puțin. Stop. Spune-ne cum a fost prima întâlnire cu seniorul, cu domnul Căposu. Revenim la... Lucram la Dialog Liberal, primul ziar al liberalilor din Timișoara. Și m-am dus pe 29 sau 30 ianuarie 90 la sediul la PNL, la Radu Câmpeanu, să fac un interviu. M-au primit, nu mi-au dat niciun suc, nicio cafea. În 10 minute am făcut interviu, nici nu mi-a fost destul ca să umplu o pagină de ziar. Și era ora 4 după amiază și zic, hai să trec și eu pe la PNCCD să dau bună ziua și poate reușesc să fac un interviu și cu Corneliu Căposu. Zic, nu se va supăra nimeni dacă punem cele două interviuri. Sigur că partidele erau cumva frățești, să zic așa, în perioada aia. Luptau împreună, umăr la umăr, împotriva neocomuniștilor. Și atunci m-am prezentat. Doru Braia este, tot timpul îi place să aduc aminte că aveam o cipilică și un rucsac. Și tot îmi spune în mintea mea, ești tot cipilică. Am dat cipilică jos, da. Aveam de la Fiorentina adusă de Răducioiu pe vremea aceea. Deci avea o semnificație. Lucruri. Avea o semnificație, avea niște ciucurei. Dau, zic, să nu mă vadă domnul Căposu. Și zic, cer o audiență de 5-10 minute să fac un scurt interviu. Și secretara anunță, ies toți din... Cum e papanașul? Foarte mult, e foarte bun. Nu sunt mare mâncător de papanaș. Pe tocmai asta? Dar e foarte bun, dar știu să fac, în schimb, dulcețuri. Asta știu, am învățat la mama. Bun. Și domnul Căposu rămâne singur și propun un interviu scurt și zice, lăsați să vă servesc o cafea, un ceai, ce doriți dumneavoastră. Tot nu ne grăbim. Nu ne grăbim. În loc să pun eu întrebările, domnia sa îmi punea el întrebările și tot mă uitam la ceas să nu cumva să se treacă cele 15 minute. Să nu abuzez. Și la un moment dat spune, ar fi o deosebită cinste să cinăm împreună. Eu atunci aveam 22 sau 23 de ani. Cred că a rămas blocat pe momentul. Pica cerul, da, pe mine. Adică, cipilica, ți-a picat cipilica din mână. Zic, cum adică să cinezi cu domnul Căposu? O asemenea personalitate, da. Și m-a poftit la dânsul acasă și am stat până la 5 dimineața, n-am mai făcut niciun interviu, dar am povestit... Vorbi ca niște vechi prieteni. Ca niște vechi prieteni care mi-ar regăsi. Din ilegalitatea... Aducându-mi aminte că în familia mea toți erau țărăniști. Din perioada interbelică, lucru pe care eu nu l-am știut, că bunicul meu a murit în 49, n-am știut de filiera Ghilezan, care erau renumiți în țărăni. Și zic, acum ce mă fac, că eu sunt la liberal. Mi-a cerut să plec de la liberal. Da. A zis că lupta noastră este comună. Comună. Nu mi-a cerut. Și asta a fost prima întâlnire. Și apropo de mâncare, zice, noi suntem o familie mai modestă, să știți că nu avem decât un salam. Și mi-a fost jenă să și mănânc. Da. Bun. Acum să revenim. Deci, cum ai zis, și te-a trimis domnul Căposu la Versoia, parcă ai zis? 91. Uh-huh. Ca și acum, făceam greșeala să nu mănânc dimineața. Ceea ce recomand ca fiu de medic tuturor celor care au această deficiență, să mănânce dimineața chiar dacă nu sunt plămâni. Deci să nu faci ceea ce face fiul de medic, să faci ceea ce zice fiul de medic. Exact. Și deci e foarte importantă masa de dimineață. Și zice domnul Căposu ce trebuia să transmit un mesaj privat.
Și zice, dar tu nu mănânci dimineața și du-te și mănâncă la pensiunea unde stai, pentru că te va invita la masă. Îi zic că la ora 10 este audiența rezervată da. Pentru mine, deci voi sta până la 11. Da. Nu am cum să rămân la masă. Au zis, nu o să pleci fără să te invită la masă și la 12 fix am fost invitat la masă și zice, dar mănâncă dimineața pentru că o să mor de foame la masă cu regele. Deci asta se întâmpla în 91, deci când majestatea sa avea 71 de ani. Era mult mai tânăr ca acum. Și atunci mi se spunea la ca noi toți de altfel. Că ce păcat că regele e prea bătrân. Da, 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 da. Și am mâncat deci a avut dreptate seniorul, ai fost invitat la o masă, supă nu? De cremă de legume, o bucățică de pește, un sos tartar și niște legume așa care se pun cu legumele gratinate. Da. Așa. Și ca desert o prăjiturică așa mai mică decât o brichetă, cam de genul acesta. N-am știut protocolul, da. Cum este, m-am jenat și să mănânc. Cum poți să vorbești cu majestatea sa mâncând, așa cum e nepoliticos să vorbești cu gura plină. Văd că nu vorbești nici cu mine mâncând, da? Păi cu majestatea sa. Da, nu-i politicos, că așa m-a învățat mama. Pe când tu pui întrebare, eu atunci mănânc. Da. Și mai departe, asta e întrebarea mea. Evident că n-am răspuns decât la întrebări. Cu regele nu se vorbea mult. Am mai spus de multe ori, regele a comunicat prin tăcere cât au făcut 1000 de politicieni prin scandal și gălăgie. Da, așa deci, orice cum, ținută... cum spun eu, că acum se fac tot felul de cursuri de vorbit în public, cred că avem mare nevoie de cursuri de tăcut în public. Pentru că nu mai știm să tăcem atunci când trebuie. Tăcerea face parte din actul de comunicare, nu? Da. Și tu mă întrebi... Și e de aur. Eu tac. Deci n-am spus-o eu. Și e de aur. Exact. Tăcerea e de aur. Așa. Și? Și evident, mesajul era spus în 5 minute, dar a fost totul o politețe, un captatio benevolente. Regina a fost extraordinar de... jovială, glume... Eu deci o anfitrioană perfectă. Excepțională. Mă jenam că nu știam franceză și zice, nu nimic, spune în românește. Și i-am răspundeam în engleză sau în franceză. Da, ea înțelegea românește, dar nu putea să se exprime. Nu, da, înțelegea românește, dar era greu să se exprime. Mm-hmm. Da. După 20 de ani, la Banca Națională se dă cu vinurile din acea zonă, din Drăgășani, se dă un vineu în cinstea majestății sale. Invitate vreo 89 sau 90 de persoane, evident de casa regală, și pe invitație se scria ora 12 și 50 de minute prezența în sală, sala tezaurului, și la 1 fix începe masa. Deci era scris acolo 12:50 și la 1:50, în momentul când se ridică regele, masa se încheie. Deci da. 50 de minute. Tot așa o chestiune frugală. Dar suficientă. Exact. 3 feluri de mâncare cu un desert. Și la un moment dat se ridică regele și preotul era mitropolitul Bucureștiului. Da. Da, el oficiase slujba de începutul mesei. Da. Și zice, unde ne ridicăm că eu nu m-am săturat. A fost ceva să cadă cerul. Regele era în picioare, da, adică eu nu m-am săturat. Și asta regele e ceva ce și făcut eu, de exemplu. Da. Dar tu de ești mitropolită. El ar fi trebuit să știe protocolul. Și regele a stat în picioare, s-a jenat,
era jenă lui de jena, de nejena mitropolitului. Până la urmă, regele s-a așezat și... ca să termine mitropolitul de mâncat. I s-a mai adus o altă porție. Regelui? Vezi? Nu regelui, mitropolitului. Mitropolitului, nu, mitropolitului. Păi, dar mitropolitul nu se săturase. Nu se săturase mitropolitul. A, dar terminase de mâncat. Păi, bineînțeles. A, credeam că nu terminase de mâncat. Nu, nu, no. Era să fost suficient. Nu, că regele, de fapt, mesajul pe care vreau să-l transmit telespectatorilor tăi este că dacă vrei să trăiești 94 de ani ca regele, nu te ridica flămând de la masă. Asta m-a învățat bunicii mei. Nu trebuie să te ridici totdeauna atât. Asta este o chestiune nobiliară, să lași jumătate de mâncare în farfurie. Ups! Păi nu, nu, stai că tu ai mâncat doar o treime. Ce o treime? Nu, mă, dar o treime din trei papanași. Păi tata, farfuria mea e goală. Farfuria, dar porția era de trei papanași, deci ai mâncat doar o treime. Vreau să-ți mai spun una, că curată, tot apropo de mâncăruri și de vinuri. La nunta principesei Margareta cu principele Radu, într-un grup restrâns, amicii regelui Mihai și cu familia din partea doctorului Duda de la Iași, am fost invitați la casa din Versoa. Și nu era spațiu suficient, căsuța din Versoa nu era prea mare, dar în curte s-a amenajat așa ca un cor. Într-o parte erau bănățenii mei, într-o parte moldoveni. Știi, ca la nunțile românești. Da. Pe grupuri, pe părți, să știu mai departe. Oamenii nașului, oamenii... Și bănățenii mei au venit cu țuicile în, da, în damigene și moldovenii cu vinurile de cotnar. Da. Și mă duc cu prințul Nicolae, avea atunci doar vreo 8 sau 10 ani, să-mi arate mașinile și îl văd pe regele, pe rege și pe majestatea sa și pe regină în poartă. Mă duc și întreb consilierul, ce înseamnă asta? Trebuie zice, să facem ceva? Nu știi cât e ceasul, uite de la ceas. Este 12 și fără 2 minute noaptea. Da. Trebuie să plecăm. Mă duc la bănățenii mei și la rădeni și le zic, măi, luați-vă țuicile, luați-vă țuicile. Dar arătasem eu la Le Griffon, da. Țin minte și acum am prevăzut chestia asta, că românul până nu gata tot, da, nu termină toată țuica din bidon, nu pleacă. Și am vorbit cu patroana de acolo, era o tipă foarte drăguță, elvețeanca, și zic, noi putem să continuăm aici? Și a zis, nu, e nicio problemă, puteți să veniți aici. Și le șoptesc la bănățenca să luăm uiegile și să, da, plecăm și cu damigenele să plecăm acolo. Mă duc și la moldoveni, zic, iertați-mă, e cam nepoliticos, dar regele e nușă. Și ce dacă e nușă? Păi vinul neterminat. Da, exact. Zic, eu nu mai pot de rușine. Vinul e mai presus decât rege, decât mamă, decât naș. L-am luat pe Andrei Bădin și pe Mihai Ricci și zic, eu de rușine, eu nu mai stau. Dacă voi vreți să mai stați, să terminați paharele astea, treaba voastră. Treaba voastră. Și mie mi se face sete, că ți se face sete. Absolut, de la un anumit flux. Da. Când se deschide cluzele, exact, da, când stai cu regele, nu deschizi ecluzele. Da, da, le deschizi mai târziu. Mai târziu. Și de pe aia am plecat, evident, ca să aflu dimineață, de-abia la 4 ori plecare. De-abia la 4 s-au închis ecluzele. Da. Deci, suntem un popor needucat. Îmi pare rău. Nu aș spune asta. Nu. Suntem un popor... jovial. Jovial. Da. Ceea ce deci asta înseamnă balcanism. Și balcanism nu înseamnă ceva rău. Eu cred că suntem de la francezi, bei atât un pahar, unul înainte de masă și unul după. Nu m-am îmbătat niciodată în Franța cu francezii. S-au abținut ei. Păi, ce să spun? Hai să mai dăm o dată noroc. Doamne ajută, Doamne ajută, să vă revăd. Trăiască regele. Trăiască regele. Și poate vom avea vreodată un alt rege. Ce părere ai? Să sperăm să fie principele Nicolae. Poftă bună de viață. Poftă bună. De viață.